Tatăl tău dinamovist la bază? Tatăl meu dinamovist la bază. Eu cred că am fost cea mai mare pedeapsă. Că îți dai seama, tot biroul lui a râs când am ajuns la Steaua, pentru că îți dai seama ce poate să fie mai tare pentru un dinamovist să ajungă fiuțul la Steaua sau invers. Dar l-am făcut stelist, îți dai și seama. La Rapid. Și la Rapid, da. Dar îți dai seama că astea funcționează până e vorba de copilul tău. Că el nu cred că a lipsit la un meci, adică era ca lupul singuratic la Urziceni când jucam pe la nu știu pe unde. Ajungea și el la meci, deși în momentul acela Steaua avea foarte mulți suporteri, adică eu nu cred că exista meci să nu avem 200-300 de suporteri, indiferent unde jucam. Cam cum te motivai înaintea jocurilor la Steaua? Adică asta începea de dimineață, vedeai 100-200 de pe balcon, așa, când ieșeai, deja se strângeau și veneau în fața hotelului, indiferent unde, care era orașul. După care începeau să cânte, noi ieșeam să facem poze, nu-ți mai trebuia nicio motivație, că mai mult acum jucători, noi nu suntem motivați sau dacă nu avem nu știu ce primă, nu mai jucăm. Nu exista, pentru că n-aveai cum să te motivezi. Când vezi 200 de oameni, după aceea plecam la joc, stadionul era plin, jucând în provincie, îți dai seama că 40%, 50% din suporteri sunt steliști și lucrurile astea te electrizează. Iar ceea ce am povestit și aia chiar mi-a rămas întipărit în minte, eu chiar am întrebat ceilalți colegi dacă ei și-aduc aminte detaliul ăsta, pentru că mie mi-a rămas efectiv întipărit modul cum ne motivau suporterii înaintea meciului cu Dinamo. Asta doar cu Dinamo se întâmpla. Adică intram în vestiar să facem ședința tehnică cu antrenorii și deodată dădeau toți în picioare, începeau să bată din picioare, că eram sub tribuna a doua, știi cum era la Ghencea, băteau toți în picioare și simțeai că cu tremur efectiv, te trezea deodată așa, adică nu mai conta care e tactica, ce... Dar era o chestie gândită, adică nu, era spontan, cred că așa și ei se încălzeau și ei, probabil. Efectiv, era în repertoriul lor să cânte și la un moment dat începeau să tropăie așa din picioare, dar băteau atât de tare încât era șocant, știi? Și îmi dădeam seama imediat, aoleu, jucăm cu Dinamo, trebuie să ne trezim și să fiu concentrat la maxim. Sunt convins că toate echipele au așa ceva, același lucru l-au simțit cu siguranță și cei de la Dinamo, pentru că erau frumoase rivalitățile.